Astăzi continuăm seria de mesaje din tema mare numită Relațiile în Biserică. Și astăzi vom vorbi despre relațiile cu cei care ți-au făcut rău. Sau vouă nu v-a făcut nimeni rău. Cum să ne raportăm la aceștia? Vom citi din Sfânta Scriptură doar două versete, din Efeseni 4, și vreau să le recităm împreună cu întreaga adunare. Efeseni 4, versetul 31 și 32, sunt afișate și pe retroproiector. Vom recita rar, respectăm punctuația și sper că veți citi acest pasaj cu convingere. Să începem! Orice amărăciune, orice iuțeală, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Amin. Binecuvintează, Doamne, acest cuvânt pentru mintea și pentru inima noastră. Și într-adevăr să învățăm astăzi mai bine această lecție a iertării. Credem că ne vei vorbi pentru că te rugăm în numele Lui Hristos și în puterea Duhului Sfânt. Amin. Vă rog să ocupați loc. Avem un Dumnezeu bun, un Dumnezeu iertător, milos și drept. Acest Dumnezeu pe care noi îl cunoaștem vrea să îl imităm. Să știți că orice om religios și în principiu sentimentul religios este în fiecare ființă umană. Deci orice om religios face trei lucruri. Întâi, își arată credința față de Dumnezeul lui. În al doilea rând, îi se închină Dumnezeului lui. Și în al treilea rând, caută să-l imite pe Dumnezeul lui. La fel este și în cazul nostru. Noi creștinii căutăm să-l imităm pe Domnul Hristos, Fiul lui Dumnezeu, pe Tatăl, Duhul Sfânt, în tot ce facem. Și Apostolul Pavel aici ne spune că trebuie să fim buni unii cu alții, să fim miloși și să ne iertăm unii pe alții cum ne-a iertat și Dumnezeu pe noi în Hristos. Ce a făcut El? Să facem și noi. Asta înseamnă a imita. Dumnezeu ne-a iertat pe noi, sper că n-ați uitat. Dar vedeți, cu cât înaintăm în viață de credință, uităm ce a făcut Dumnezeu pentru noi, cine puteam fi și totuși El s-a îndurat de noi. Și ne purtăm superficial, așa, închinarea o facem din datorie, nu din convingere, trăim viața la limită, căutăm mai mult, căutăm foarte puțin, ne mulțumim cu puțin, supraviețuim. Dar Dumnezeu așteaptă mai mult de la noi. Și testele adevărate nu sunt multe. Un test absolut esențial al credinței noastre. Dacă vrei să știi cum ești cu viața ta spirituală și dacă vrei să-ți verifici maturitatea spirituală este dacă poți ierta. Nu cred să existe un test mai bun ca acesta. Pe de altă parte, nici nu cred că există un creștin autentic care să nu poată ierta. Pentru că cel care este schimbat de Dumnezeu, are Duhul lui Dumnezeu în el, va ierta.
avea puterea să ierte, pentru că Duhul lui Dumnezeu îl ajută. Astăzi, așadar, este al treilea mesaj dintr-o serie de predici, mesaje pe care am intitulat-o relația sau relațiile în biserică. Am început cu relația cu cei dificili. Nu știu dacă vă amintiți, dar ați rezolvat problema cu ei, așa că totul e bine. Apoi am vorbit despre relația cu cei căzuți. Astăzi despre relația cu cei care ți-au greșit. Și nu doar alții ne greșesc nouă, și noi le greșim lor. Vreau însă să ne întoarcem la textul din Efeseni 4, pentru că aici cred că este un foarte, foarte bună bază ca să vedem cum ne raportăm la cei care ne-au greșit. În versetul 31, dacă se poate pune din nou acest verset, Apostolul Pavel înșiră câteva aspecte negative în relația dintre noi, dintre oameni. Și se pare că el pune aceste lucruri neplăcute, rele, păcătoase, într-o anumită ordine. Ia uitați-vă. El spune așa: orice amărăciune, iuțeală, mânie, strigare, clevetire și răutate să piară dintre voi. La prima vedere zicea, e o listă oarecare, dar dacă Apostolul Pavel le-a pus în ordine crescătoare, ca și cum începe totul, răutatea între noi începe cu amărăciune, apoi trece la iuțeală, la mânie, la strigare, la clevetire. E posibil. Ia să analizăm puțin. El spune întâi, toate încep de la amărăciune. Ce înseamnă amărăciunea? Un alt cuvânt mai modern este resentimentele. Amărăciunile sau resentimentele se referă la sentimente rele pe care le-ai păstrat în tine și nu te-ai scăpat de ele, când trebuia să scapi de ele. Uneori aceste amărăciuni se văd, de exemplu, în micile gelozii, micile invidii, care se strecoară în viața noastră. Te uiți la cineva și, în loc să-l apreciezi, se trăiește în tine o invidie. Dar e mai bun ca mine. Dirijează mai bine ca mine. Da? Cântă mai bine, este mai săritor, parcă mai duhovnicesc ca mine. Știu, poți să extinzi și la celelalte lucruri minore din viață. Și invidia pătrunde, foarte fin, în tăcere, e un păcat care intră cu amortizor. Aproape că nu-ți dai seama că a intrat acolo, dar s-a așezat în tine. Știi că a intrat ceva rău, pentru că dacă ești sensibil, dacă Duhul lui Dumnezeu este în tine, dacă citești Scriptura, primești semnale, a pătruns un virus în tine, ceva rău. Dar aceste amărăciuni încep să se înmulțească și în loc să scapi la timp de ele, să postești, să te lupți, să le mărturisești altora, să te ajute, le ții acolo. Și se naște amărăciunea. Nu te mai poți uita în ochii celui pe care îl invidiezi. Nu te poți uita, nu poți avea părtășie, nu poți cânta cu cel pentru care ai aceste amărăciuni, resentimente. Ele vor crește. Nu rămân doar la nivelul de, iritare. Nu. Pavel spune că vine a doua fază. Iuțeala sau iuțimea. Știți ce înseamnă asta? Că acele sentimente rele care s-au cuibărit în viața ta încep să iasă,
să izbucnească și te trezești că ai iuțimi, izbucniri pătimașe, în gestică, cine știe, în vorbă. Celălalt se uită la tine, ce s-a întâmplat cu tine? Cum? Poate nici nu spui ceva. Nu e nevoie, nu totdeauna. Știi când cineva are ceva împotriva ta, după gestică, după ce nu face uneori, sau ce face, îi întinzi mâna și el se face că e ocupat. Vrei să-l îmbrățișezi și el se întoarce spatele. Sau, știu, mă refer, da, în biserică. Nu știți că există așa ceva? De sus în jos vin toate. Da. De sus e lucrurile mai experimentate, mai camuflate, dar există. Și la cei care slujesc, noi trăim printre ei și știm cum este. Și vezi că unii nu mai pot și izbucnesc. Și nu-ți poți explica de ce mi-a vorbit așa, de ce a făcut gestul acela. Pentru că n-a scăpat de resentimente. A avut el virus și n-are soft. Nu și-a cumpărat soft. Sau l-a piratat, de-aia nu funcționează. Da? Duhul lui Dumnezeu să scoată de acolo la timp. Și Pavel zice, credeți că totul se oprește aici? Nu. Uitați, faza a treia, zice, este ce anume mânia. Deci iuțeala sau iuțimea nu este tot una cu mânia. Mânia nu e doar o reacție așa instantanee, o izbucnire de moment și apoi trece. Nu. Mânia se referă la o stare de ostilitate, o furie care e însoțită de ticuri, de gestică constantă, nu se mai poate opri, adică. Asta e mânia. Nu e dintr-o dată. Vrei să vorbești cu el? N-ai cum. Vrei să-ți ceri iertare, poate? N-ai la cine. Până el își dă drum. Mânia, uneori, e necontrolată. Vedeți? De la puțin amărăciune, puțin resentiment. S-a ajuns la vorbe grele, da? Se încheie relații la nivelul ăsta. Să știți, încă la nivelul amărăciunii, iuțimii, se mai pot repara lucrurile, dar când ajungi la mânie și slobozi cuvinte grele pentru el, pentru casa lui, pentru lucrarea lui, va fi foarte greu să repari ceva. Trebuie ca celălalt să fie extrem de matur spiritual ca să înțeleagă că nu prea ești duhovnicesc, treci printr-o perioadă grea, hai, și el să te ajute. Că tu nu mai poți. Și lista nu-i încheiată. Ia uite ce spune, strigare? Credeți că mânia e faza maximă posibilă? Nici de cum, zice Apostolul Pavel, după mânie vine strigarea. Asta înseamnă, în alți termeni, cuvântul, e greu și greu de tradus din original, vrea să spună că există o fază de verbalizare publică necontrolată. La asta se referă. Verbalizare publică. Deci nu e doar o mânie care, știu eu, se manifestă față de tine, așa întreagă-ți sau, știu eu, pentru o perioadă scurtă. Nu, se trece la faza publică. Faza generală, faza comunitară, în care nu rezolvi sau nu îți arăți anumite, știu, nemulțumiri față de celălalt personal, le extinzi, le duci și infectează și pe ceilalți, îi tulbură pe toți. E ca și cum ai scoate difuzoarele și ai vorbit la microfoane și toți te aud. Este o fază nu doar necontrolată, este o fază care nu-i drum înapoi, cum se zice. Rănile sunt tot mai mari. Rănești nu doar pe unul, ci pe mai mulți.
Și nu-i totul aici încheiat. Pavel spune, mai este o fază. Pare să fie cea mai gravă clevetirea. Clevetirea nu este doar să vorbești, să șușotești la ureche, chiar în timpul bisericii. Nu. Ai văzut cum cânt? Ai văzut cum e îmbrăcat? Ai văzut că... Nu, asta încă e faza întâi. Faza întâi. Clevetirea este când îți propui să distrugi reputația celuilalt. E premeditat, e calculat, e programat. Clevetirea înseamnă blasfemiere sau blasfemie sau calomniere. Când îți propui să-l distrugi pe celălalt. Deci nu e un accident. Nu este o mânie spontană, știu, o rezolv după un timp, ți-a trecut. Nici măcar fază de strigare în care poate chiar în public o faci. E programat, e calculat. De aceea este în top acolo. Clevetirea este un păcat groaznic. Pentru că atunci când strigi reputația cuiva, celălalt poate, el nu se mai poate apăra. Și va trece mult timp ca numele lui bun să fie reabilitat. Și asta o fac unii pe internet acum. Nu trebuie în adunări generale, nu, se duc pe internet și dau drumul la tot felul de lucruri neverificate, afirmații ieftine, să strice reputația. Apropo, frați, tineri mai ales, că voi navigați, navigați mai des. Când cineva pe care îl cunoști este atacat, e clevetit, sari în ajutorul lui. Sau l-aș lucrezi, te bucur, poate. Da, așa e trebuie, așa e trebuie. Acum să se descurce. Dar tu îl cunoști, poate e prietenul tău, poate e fratele tău în Hristos. Cei care sunt clevetiți sunt dezarmați. Nu mai știu ce să facă. Cei mai mulți tac, rabdă, așteaptă ca Domnul să facă dreptate. Dar noi suntem lângă ei și noi trebuie să le sărim în ajutor. Îi cunoaștem, sunt cu noi. Poate greși, poate este ceva, dar e fratele tău, e sora ta, e păstorul tău, e profesorul tău, e soțul, soția, cine știe. Bun, Pavel zice că aceste mici păcate le-am numit noi, dar vedeți că nu sunt chiar mici, ele cresc în intensitate în text. Toate aceste feluri de răutate, el nu spune că doar acestea sunt, rețineți, el spune după aceea orice fel de răutate. Asta e doar un corp, ăsta e pachetul, să zicem, de bază. Și la telefoane, când vine la televiziune, nu, îți vinde pachetul de bază. Cam asta este pachetul de bază pentru răutatea dintre noi. Mai sunt și altele, evident. Nu vreau să stau prea mult aici. Oricum, observați că există o progresie a răului, a răutății. Da? Și asta poate fi în tine. Nu știu la ce fază te vezi. Ar trebui să ne cercetăm toți. Măcar în prima fază să vedem, nu cumva există lăstar de amărăciune, cum spune în Evrei 12, care să fie în tine și să întineze nu numai pe tine și pe ceilalți. Exact așa spune. Hai să vă citesc textul, că poate ajută. Evrei 12, ia să vedem versetul 15. Scrie aici așa. Luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstar vreo rădăcină de amărăciune, resentimente, să vă aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea. Deci, spune, dacă tu permiți acestor mici răutăți să pătrundă în tine, să nu crezi că rămân doar în tine, se vor extinde și la ceilalți. Și Pavel demonstrează în
Efeseni 6, până unde se poate ajunge. Dar partea aceasta a fost mai grea. Există a doua parte a versetului, a textului nostru, versetul următor, versetul 32, pe care aș vrea să-l puneți din nou, mulțumesc. Unde aveți, fratele, colegul meu de slujire cu laptopul? Unde este? Sus, la balcon? Acolo tu ești? Cu tricou galben? Ce scrie pe tricoul tău? A, nu văd aici. A, și tu. Frați, vă salut. Voi sunteți foarte importanți. Cel puțin voi nu aveți cum adormi. Da, trebuie să colaborăm. Dar să știți că ei fac o slujire duhovnicească. Sunteți de acord cu asta? Da. Așa cum voi ați cântat minunat și ei. Fără ei, v-ați fi blocat. Da. La fel și eu, uite. Numai că eu mai știu Biblia un pic și din cap. Dar apreciez munca voastră. Deci, uitați-vă, versetul 32. Pavel zice, dimpotrivă, adică nu lăsați răutățile astea să se strecoare în relațiile voastre, dimpotrivă. Trei lucruri cere el. Și aici ai o etapizare. Așa mi-a venit mie să văd că Pavel spune, ca să scap de cele rele, de progresia răutății, trebuie să ai parte de progresia bunătății. Foarte frumos. Și zice așa. Ca să devii bun, în primul rând, fiți, zice, buni unii cu alții. Într-o altă traducere, sensul este de bunăvoință, sensul acesta de să fii binevoitor cu celălalt. De aici începe totul. Adică poți să te răzbuni pe el, poți să faci, să-i returnezi, da? Sau să arăți, primul pas, bunăvoință. Să creezi, adică, ce înseamnă asta? Să creezi un context de acceptare al celuilalt. Să creezi un context de apreciere, de relație. Poți să întrerupi relația cu tine, dintr-o dată. A, m-ai vorbit de rău, am auzit nu știu ce cu tine, gata, s-a întrerupt. Dar dacă vrei să faci cum a făcut Dumnezeu cu tine, zice, întâi arată bunăvoință. Adică tu să iei inițiativa. Nu aștepta de la celălalt, care poate nu știu în ce fază este în răutatea lui față de tine. Să nu aștepți ocazii să arăți bunătate, ci să le creezi tu. Da? Pentru că dragostea, 1 Corinteni, capitolul 13, da? Băieții de acolo, versetul 8, da? Yellow shirt, acolo, da? 1 Corinteni 13 cu 8. Iertați-mă, 7. Zice că dragostea acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Da? Deci dacă vrei să arăți dragoste, acoperă și anumite imperfecțiuni ale celuilalt. Dă-i credit, crede totul. Nădăjduiește, speră că lucrurile se vor schimba și suferă. Adică fii pregătit chiar să pierzi, dar să câștigi relația. Asta înseamnă bunătate, bunăvoință. E prima fază, zice apostolul. Arată bunăvoință, fii binevoitor. A doua fază, zice, fiți buni, miloși unii cu alții. Ce înseamnă să fii milos? Mila se manifestă când nu te aștepți să primești ceva bun, în schimb. Poate ai făcut ceva rău. Mila înseamnă generozitate. Mila înseamnă compasiune. Mila înseamnă, e un act de empatie, în care zici, poate că el a greșit, poate că a scăpat, poate că firea,
a dat-o de gol, poate că e deprimat, nu știu. Asta înseamnă mila. Mila înseamnă să te pui în locul celuilalt și să zici, voi face ceva pentru el ce nu se așteaptă. Voi face pentru ea ceva ce ea nu crede că... De ce? Ca să o cuceresc, ca să o câștig, să salvezi relația. Da. Și apoi vine al treilea lucru pe care îl cere Pavel. Deci, creează contextul prin bunăvoință, începe să empatizezi, începe să te pui în locul celuilalt, să-l înțelegi. Da? Și apoi al treilea lucru, oferă iertarea. Iertați-vă unul pe altul. Vedeți că nu-ți cere imediat să-l ierți. Iertarea, să știți că e un proces și un pic am să vorbesc mai mult despre asta. Iertarea nu înseamnă să te faci că nu vezi rău, răutatea celuilalt. Nu. Tu, de fapt, arăți iertare pentru că ai fost iertat, zice Pavel. Nu există un motiv foarte serios să-l ierți. Așa, omenește vorbind. De ce să-l ierți? Dar motivul nu stă în tine, ci spune, stă în modelul pe care Dumnezeu l-a arătat față de tine, pentru că te-a iertat în Hristos. Deci, tu trebuie să ierți. Acum, precizez ceva foarte important aici. Și anume, noi nu iertăm păcatele. Atenție, deci când ai o relație cu cineva întreruptă, ți-a greșit, tu nu spui, ți-am iertat păcatul. Noi nu iertăm păcatele. No. Dumnezeu iartă păcatele. Da? Sunteți de acord? Noi doar extindem iertarea pe care a arătat-o Dumnezeu față de noi. O prelungim în celălalt iertarea pe care noi am trăit-o pentru că Dumnezeu ne-a iertat în Hristos. Și asta trebuie să știe celălalt. Eu îți acord iertarea. Nu, Dumnezeu, tu îți rezolvi problema cu Dumnezeu. Cât mă privește pe mine, ca să fiu eu liber, și dacă vrei și tu să fii liber, eu te iert. Asta înseamnă că nu vrei să profiți de faptul că el ți-a greșit. Să arăți superioritate față de cel ce ți-a greșit. Ci vrei să îl determini să înțeleagă ce înseamnă iertarea autentică. Să-l copleșești cu ceva neobișnuit. Ceva ce el nu se așteaptă. Îi extinzi ce ai primit doar de la Dumnezeu. Și e bine totdeauna să îi amintești lucrul acesta. Și când îi spui cuiva, auzi, te iert. Nu rămâne doar la atât. Te iert pentru că și eu am fost iertat. Și din iertarea asta pe care Dumnezeu mi-a dat mie, vreau să experimentez și tu, să trăiești și tu. Deci, asta ne cere Apostolul Pavel. Da? Încă o dată, versetul 31, există un progres al răutății, amărăciune, iuțeală, mânie, strigare, clevetire. Dar există în versetul următor și un progres al bunătății, al harului. Întâi, fii binevoitor cu celălalt. Creează contextul. Tu trebuie să o faci. Apoi, fii milos. Empatizează. Fii plin de compasiune, înțelegător. Și apoi, extinde iertarea pe care tu ai primit-o. Hei, am zice, frumoasă teorie. E frumos, da. Da. Băi, frate, e greu să aplicăm? E foarte greu să iert pe cineva care mi-a greșit. Da, nu știu, de obicei, măcar duminica, dimineața, noi avem grijă să spunem rugăciunea Tatăl nostru, da? Tu o spui cu convingere sau e obișnuință? Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum... Și noi iertăm greșitul nostru. Tu îți dai seama ce spui? Deci tu te rogi lui Dumnezeu, Doamne, să nu cumva să-mi ierți
păcatele, dacă eu nu l-am iertat pe semenul meu. Asta spui. Bun. De ce iertăm greu? Am găsit trei motive. Întâi, unii nu iartă ușor, nu pot ierta, pentru că li se pare nedrept. Aproape ilogic. Cum să ierți pe cineva care a planificat să-ți facă un rău? Că n-a fost un accident, ci a fost ceva premeditat. Logic ar fi după faptă și răsplată. Pentru că nu e așa spiritul de dreptate, este așa, noi. Și întotdeauna spiritul de dreptate este superior celui de dragoste. Da, să fie iertat, dar după ce va fi pedepsit, cu alte cuvinte. Pentru că așa este drept. Că dacă nu îl pedepsim, dacă nu îi zicem ceva, cum va ști să se îndrepte? Dacă nu știe cât rău a făcut. Și de aceea unii dintre noi nu putem ierta ușor. Dar acesta este exact atitudinea legalistului. Atitudinea celui care își bazează viața pe lege, nu pe har. E principiul acela, nu? Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, da? Vă dați seama ce s-ar întâmpla pe pământ dacă am aplicat principiul acesta? Că tu nu poți ierta dacă nu se face dreptate. Păi numai în familie, dacă ne luăm, de câte ori ți-a greșit soția, i-ai greșit tu ei? Sau? Păi ochi pentru ochi? Nu. Vă dați seama ce haos ar fi în casa aia. Sau cu copiii. De câte ori îi iertăm? Îi mai și pedepsim, dar de nenumărate ori iertăm. Pentru că iubim, nu? Deci iubirea, harul, este deasupra dreptății. Bun. Există o altă categorie sau alt motiv pentru care unii nu iartă decât foarte greu sau deloc. Unii nu au puterea de a ierta exact din acest motiv, pentru că n-au putere, n-au motivație, n-au resurse lăuntrice, spirituale să ierte. Și sunt care spun, aș vrea, am încercat, dar n-am putut. Nu m-a ajutat voința, m-a ajutat sentimentele. Sau, am mai auzit și expresia asta în pastorală, l-am iertat cât am putut. Și asta e o variantă. Vrea să-mi spună că nu l-a iertat din toată inima, numai cât a putut el. Și unii pot foarte puțin, apropo. Asta este o observație corectă. Sunt unii care n-au putere de a ierta, pentru că n-au înțeles cum i-a iertat Dumnezeu pe ei. Nu se poate. Nu se poate să nu ai resurse de iertare când ai priceput că Dumnezeu l-a dat pe singurul lui Fiu să moară pe cruce pentru iertarea ta. Nu se poate. Ceva nu e în regulă. N-ai prins esența vieții creștine. Acum, există și un alt motiv sau o altă categorie care nu pot ierta, deși sunt gata să ierte, pentru că nu primesc niciun răspuns din partea celui ce a greșit. Asta este de discutat. Pentru că eu cred că într-o relație tensionată, unde s-a greșit, cel care a greșit trebuie să dea semnale, trebuie să arate pocăință. Eu sunt convins de lucrul acesta. Vedeți, Biblia nicăieri nu îți poruncește să ierți acolo unde nu există pocăință. Sigur, îl poți ajuta pe celălalt. Faci tu niște eforturi. Asta e partea ta. Dar când Biblia vorbește despre iertare, există iarăși niște condiții. De exemplu, întâi,
Cine vrea iertarea, trebuie să o caute. Apoi, cel care vrea să ierte, trebuie să fie pregătit să ierte și să ofere iertarea. Deci, există pe de-o parte căutarea iertării și e completată de acordarea iertării. Dar fără căutare nu există acordare. Nu poți anunța o iertare dacă ea nu a fost dorită. Și sigur mă refer aici la relațiile dintre noi. Tu poți să-L ierți în inima ta, dar dacă vrei relația să primească iertarea, mă refer strict la relațiile între noi, există condiții. De ce există această condiție? Veți spune, păi da, noi ar trebui să iertăm necondiționat. Da, în principiu așa este. Dar dacă ierți ieftin, celălalt va interpreta harul că este ieftin. Ori niciodată nu este așa. Pocăința este importantă, căutarea, apoi vine recunoașterea, da? Greșelii. Există un proces. Care este acest proces? Deci, 1. Greșitul să-și mărturisească greșeala și să caute iertarea, să se pocăiască, să-și asume responsabilitatea. 2. Greșitul, după ce și-a mărturisit greșeala, zic să caute, să își exprime dorința de a fi iertat. Și apoi 3, e foarte important, a treia fază este ca cel care a greșit să caute să repare ce a greșit. Să lupte apoi și el pentru restaurarea relației. Celălalt e gata, e pregătit, se acorde. Vedeți, până nu de mult așa și eu am auzit o fel de predici, chestia asta am crescut, așa, o utopie din anul, numai așa, tu iartă, ăla-ți dă în cap, tu ierți, ăla te sapă, tu tot ierți, că așa a iertat Domnul. Nu. Domnul Iisus Hristos a fost drept, corect. Nu, a fost foarte radical în anumite situații. Numai cazul lui Iuda, dacă vi l-aș explica aici, dar poate îl știți. Un ucenic de-a lui, dar de ce nu-i dat iertare, de ce nu? Pentru că a cerut-o. Și Iuda ce-a făcut? N-a făcut toți pașii. Iuda, lui Iuda i-a părut rău. Asta e pasul cel mai bun. Dar el nu a căutat să-și rezolve relația cu Iisus, ci s-a dus la cei care i-au dat bani și acolo s-a plâns. Deci s-a dus să primească iertarea nu de la Dumnezeu, ci de la oameni. Asta a fost greșeala lui. Și asta fac mulți. Crezi că doar așa să vă înțelegeți voi? Există lucruri pe care le-ai făcut, ai rănit, ai făcut ce este rău. Nu uita că întâi trebuie să rezolvi relația cu Dumnezeu. Bun. Și încă ceva, dacă ai iertat. E important ca cel pe care l-ai iertat să nu se mai simtă intimidat în prezența ta, să nu se mai simte vinovat sau umilit în prezența ta. Mă gândesc la Iosif și frații lui. Frații lui, când a murit tatăl lor, au zis în sinea lor, s-au sfătuit ei, Iosif acum se va răzbuna pe noi, pentru că l-am vândut ca rob. Sigur n-a uitat, sigur va face ceva. N-a făcut-o până acum din cauza tatălui, din respect. Și s-au dus ei cu un scenariu la Iosif să-i spună că tatăl lor, înainte de a muri, a lăsat cu limbă de moarte ca să ierte. Și Iosif, țineți minte ce spune Biblia acolo, că a plâns. A plâns. M-am întrebat, de ce a plâns Iosif? Pentru că l-au interpretat greșit, l-au judecat greșit. Au crezut că el este ca ei. Și nu era. Și el spune,
Fiți fără teamă, sunt eu în locul lui Dumnezeu. Da, zice, voi v-ați gândit să-mi faceți rău. Negreșit. Deci răul a fost nominalizat. Ăsta a fost răul. Când ierți pe cineva, să nu ierți așa că știu eu cam ce ai făcut. Spune răului pe nume. Să știe de ce este iertat. Și Iosif spune, voi, negreșit, ați făcut rău. Dar Dumnezeu e mai mare, mai bun decât credeți voi. Eu trăiesc sub autoritatea Lui. El a avut un plan. Eu nu pot să fac pe Dumnezeu în viața voastră. Și ea e eliberat. Și frații lui au fost deconectați de, așa, la starea lor de depresie, de frică, pentru că au primit din partea fratelui lor, care i-a iertat, libertate. Și asta trebuie să vă asigurați și voi. Când cineva ți-a făcut un rău și te duci și repar relația, s-a rezolvat, dă-i această asigurare că s-a încheiat totul acolo. Gata, nu vor mai fi urme, amintiri. Și dacă ai iertat, lasă restul în seama lui Dumnezeu. Da. Și vă mai spun încă ceva, poate vă ajută. Dacă ai iertat, să nu mai folosești greșeala celui care ți-a greșit împotriva lui. Nu mereu să revii la ea, să-l manipulezi. Cum zicea cineva, dragostea nu ține scorul, pentru că are memorie scurtă. Și mai vreau ceva să precizez aici. Iertăm, luptăm pentru asta, extindem iertarea lui Hristos. Mi s-a mai pus întrebarea aceasta, ce facem cu uitarea? Cum? Că noi n-am mai vrea să pomenim ce a fost, a fost, dar îți mai vine înapoi, în memorie. Păi, când te uiți la el, așa zici, pac, mă, ăsta mi-a făcut figura aia. Mi-a vândut o piesă de mașină, mi-a spus că e un preț și am descoperit că e alt preț. Și fratele meu în Hristos. Ați trecut pe aici cumva? Că eu am trecut. Da? Și mai trebuie să mă duc la el, că e mecanic. Ce să fac? Când mă uit la el, îmi vine în minte prețul. Ce a făcut cu mine? Cum pot să mă uit la el eliberat? Aș vrea să vă spun ce cred din Sfânta Scriptură. Că iertarea nu cere neapărat uitarea. Când ne iartă, e adevărat. Biblia spune că Dumnezeu ne iartă păcatele și nu-și mai aduce aminte de ele în sensul că ele, acele păcate iertate, ar mai fi împotriva noastră. În sensul acesta, spune, nu-și mai aduce aminte de ele pentru că nu le mai folosește împotriva noastră. Când El ne iartă, ne tratează ca și cum totul a fost uitat. El nu-și mai aduce aminte de ofensă. Deci își face partea Lui. Dar iertarea nu are voie să minimalizeze păcatul. Nu poți să spui bine lui rău, răului bine. Trebuie să existe întreg procesul iertării, dus până la capăt. Adică să se reclădească încrederea. Trebuie să lupți ca încrederea să se rezolve. De aceea nu pot să mă duc la fratele care mi-a vândut piesă, da? Și să mă fac că nu știu. N-a fost nimic. Ba, a fost. Va trebui să-l confrunt, să-i spun, frate, ai făcut o nelegiuire, ai făcut ceva urât. Hai să o rezolvăm acum. Dacă vrei încredere, hai să o rezolvăm acum. Știu că vă sun așa puțin prea juridic, prea greu, poate. Dar aici avem relații de care trebuie să avem grijă. Fără onestitate nu vor exista relații. De aceea, orice acordare de iertare cere efortul celui care a greșit ca să vină înapoi în relație.
fără a repeta acel păcat. Deci, în final, cam care ar fi concluziile? Dacă vrei să îl ierți pe cel care ți-a greșit, sunt 3-4 lucruri simple. 1. Tu recunoaște că ai fost rănit, afectat de greșeala lui. Nu o defini altfel, chiar dacă îl ierți. Pentru că nu poți porni un proces de iertare dacă nu admiți că a fost o problemă. Și de partea ta și de partea lui. Sper că sunteți de acord cu asta. Nu te face că nu-ți pasă. Nu te face că n-a fost nimic. Da, a fost ceva, a fost o rană. Pentru că dacă nu pornești cu recunoașterea rănii, nu vei ști ce să ierți. Asta cere umilință, e adevărat. Deci, acesta este primul pas. Al doilea pas. Elimină varianta răzbunării. Sper că sunteți de acord și cu aceasta. Noi nu ne răzbunăm. Răzbunarea, spunem că este a Domnului, dar răzbunarea face mult rău. Nu ești pus tu să judeci, să finalizezi totul. Și trebuie să te încrezi că Domnul va face dreptate mai mult decât vei reuși tu. Deci ne bazăm pe asta. Asta ce înseamnă? Că îi dai credit lui Dumnezeu. În toată chestiunea asta, nu tu ești cel care faci totul. Încrede-te în Domnul. El va ști ce să facă pe mai departe. Am citit despre o pianistă evreică, Alice Herz Zomer, care a trăit până la 110 ani. Și a fost cea mai vârstnică supraviețuitoare a Holocaustului din al doilea război mondial. Era o femeie lucidă până la capăt, până la 110 ani, extraordinar. Și această bătrânică a dat un interviu unei reviste și când a dat interviul, era plină de pace, foarte bucuroasă, așa, zâmbitoare. Și cel care a luat interviul a întrebat-o, de ce ești așa de liberă, de fericită? Și a spus, au fost multe lucruri rele în viața mea, mulți mi-au făcut rău, dar știu despre lucrurile acestea rele, dar eu m-am uitat la cele bune. Frumos, frumos. Și atunci cel care a luat interviu a presat puțin și a zis, dar zice, tu ai fost în lagăr. Ai suferit, ai văzut atâta suferință acolo. Și apoi ai fost eliberată. Și când ai fost eliberată din lagăr, cum de ai putut să mai trăiești, să ierți? Și ea a răspuns atunci, am putut să iert pentru că am crezut așa, că ura mănâncă sufletul celui care urăște, nu a celui care e urât. În limba engleză sună hatred eats the soul of the hater, not the hated. E un joc de cuvinte. Dar asta este ideea. S-a eliberat, n-a mai păstrat acele resentimente în ea, care duc, ați văzut unde duc, amărăciunea, până la clevetire, până a face rău, dintr-o nimica toată. Deci, evită răzbunarea. Al treilea lucru, practic, o să încerc să pun foarte diferit. Caută persoana reală din spatele măștii rele. La ce mă refer? Noi de obicei îi acuzăm pe cei care ne-au făcut rău, le scoatem în evidență tot ce au făcut rău.
Adică mergem unidirecțional. Te uiți, ăsta mi-a făcut rău, e rău. Punct. Dar, vedeți, asta înseamnă să te implici emoțional prea mult. Și asta îți va tulbura judecata. Un sondaj pe care l-au făcut sociologii spune așa, că 75% din ce credem, spunem că au fost atacuri personale sau imaginații. Cu alte cuvinte, 75% e un bagaj cu care noi ne încărcăm. Deci, nu poți fi obiectiv dacă te implici prea mult emoțional. Nu înseamnă, zic, să acoperi răul. Am stabilit aceasta. Doar că trebuie să te uiți la celălalt, așa poate cum se uită Dumnezeu la el. Pentru că, vezi, Dumnezeu când s-a uitat la tine, nu te-a judecat, s-a făcut după ce a văzut atunci în tine. Că noi am fost toți răi. S-a îndurat de noi, ne-a recuperat prin mila Lui, ne-a iertat păcatele prin sângele Lui Hristos, da? Pentru că a văzut dincolo de mizeria noastră ceva. Și s-a îndurat de noi. Ei, același principiu trebuie să-l aplici și tu. Uită-te la persoana aceea care ți-a greșit dincolo de ce apare. Ce în spatele măștii? Poate că are o motivație greșită, poate că este nemântuit, poate că trăiește într-un mediu care îl influențează. Nu trebuie să iei decizii imediate, radicale. Ce-ar fi să te uiți la el, să zici, aș vrea să-l surprind acum. Aș vrea să-i arăt că se poate altfel, aș vrea să-i arăt că există altceva, un altfel de viață, ceva neobișnuit. Și uite, el va învăța ceva frumos, diferit. Îl vei scoate din mediul lui, va lăsa masca aceea și va trăi altfel și liber. Și încă ceva, ultimul gând, să dorești lucruri bune pentru cel ce ți-a greșit. Nu te încărca cu răzbunare, nu căuta tu să rezolvi pedeapsa, așteaptă pocăință de la celălalt, Domnul va ști ce să facă cu el, tu fă-ți partea ta, fii realist, direct, onest cu celălalt, dar trebuie să vadă, după ce l-ai confruntat și s-a stabilit situația, realitatea stării, trebuie să vadă ceva mai mult la tine. Trebuie să vadă har. Trebuie să vadă motivația corectă pentru care vrei să rezolvi o relație. Trebuie să știe că te rogi pentru el. Trebuie să știe că vrei să-l schimbi sau Domnul să-l schimbe. Trebuie să vadă că tu vrei iertare și o cauți. Da? Și apoi, dacă această relație s-a încheiat bine, să vadă că și rana e vindecată. Nu mai reveni la ce a fost. Și fii activ în a vorbi și altora despre iertare. Asta trebuie să facem noi. Mai mult decât se așteaptă celălalt. Nu doar, vedeți, să împărțim așa iertare, ci să îl cucerim pe celălalt, să îi spunem, acum ai văzut, se poate altfel, fă și tu așa. Cucerește și tu. Ăsta e Spiritul lui Hristos, cel care m-a cucerit pe mine. Uite, s-a extins la tine, acum extinde și tu, prelungește și tu acest spirit de iertare la cei care ți-au greșit. Asta e singura variantă pe care o avem. E ca un cerc. Dumnezeu ne-a iertat pe noi în Hristos, noi iertăm pe ceilalți, care iartă la rândul lor pe ceilalți și întregim astfel trupul lui Hristos. Deci, concluzia, fiți buni unii cu alții, miloși
și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Amin.